Bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a Orei de Sport. La mulți ani, în primul rând, este prima din acest an și fiind prima ediție, dăm regelui, cei al regelui, vorbim despre sportul rege astăzi cu unul dintre cei mai aclamați fotbaliști ai grupării din Clâng, ai Buzăului, Adi Chicăroșă este la noi în studio. S-a reunit echipa, fotbaliștii au revenit din vacanță pe care de consecință putem vorbi așa, putem anticipa ceea ce se va întâmpla în ultimele trei etape din sezonul regular și de ce nu și în play-off. O să vorbim și despre fotbal în general. Adi, bine ai venit la noi în studio. Îți mulțumim în primul rând că Eu îți mulțumesc. După o zi de în care ați avut după o dimineață de antrenament, nu mai chef să fii la o emisiune, n-ai în general ca om, tu ai fost destul de amabil și ai acceptat invitația noastră. V-ați reunit luni. Da. Cum e atmosfera după vacanță? O atmosferă bună de început. Începem să ne reacomodăm la efort și ne pregătim pentru un cantonament. Vor fi ieși nenorocirea asta cu COVID-ul care ne tot dă planurile peste cap de vreo 2 ani, care a faultat clar fotbalul, ca să mă exprim așa. E bătut în cuie? Sunt bătute în cuie cantonamentele? Nu știu, asta nu știu. Nu știu absolut nimic de cantonament. Până la sfârșitul săptămânii o să se decidă și o să ne transmită și noi. Până atunci însă presupun reacomodare la efort. Da, exact. Cum a fost, cum vezi tu, cum a fost turul ăsta de campionat? Unul început la 40 de grade și terminat la, dacă e să luăm și meciul de cupă de pe 1 decembrie, terminat la 0 grade, cu suișul și coborâșul, dacă, eu pot să spun, dacă în august nimeni nu credea în FC Buzău, pentru că era o echipă despre care nu se știau foarte multe, cu fotbaliști, mulți dintre colegii tăi veniseră în vară, iată încet încet s-a sedimentat sentimentul ăsta că putem ataca play-off-ul, ceea ce s-a și întâmplat până. Da, ce pot să spun, am avut un început de campionat slab, după care ușor-ușor am început să ne revenim și cred că am arătat că putem să ne batem la promovare. A fost, au fost și primii trei adversari, au fost destul de grei. Hermannstadt, acolo, nu știu, am văzut meciul după ce s-a disputat. Nu mi s-a părut a fi un meci atât de slab al Buzăului. Slab mi s-a părut doar meciul cu Clujul de acasă. Da. Cu Hermannstadt, prima etapă, ce pot să zic, a fost un început de repriză bun, marcând. Și după, nu știu ce s-a întâmplat, am căzut. Când ați simțit, ok, începusele deja, când nu câștigi este greu pentru orice echipă și pentru orice fotbalist. De la Pele la Ronaldo, când nu merge treaba, cazi într-o dată. Când ați simțit însă că se poate redresa parcursul ăsta al Buzăului? Sau când v-ați dat seama că, uite bă, suntem o echipă, că fiecare fotbalist se gândește, suntem chiar o echipă și putem să punem probleme oricui. Da, ce pot zic, după primele două înfrângeri care le-am avut, a fost punctul luat la Timișoara și zic că ăla a fost primul punct care ne-a dat așa un impuls după victoria de la Călăraș și am prins și noi încredere și cred că asta a contat. A contat și faptul că, nu știu, un 2, 3, 4, 5 săptămâni, luând în calcul și cantonamentul din vară, s-au mai solidificat relațiile dintre voi și alea interumane, pentru că de. Da, și asta, că au venit mulți jucători, neavând relații de joc, ne-am acomodat mai greu. Ușor, ușor, după primele două meciuri, trei meciuri, am început să ne cunoaștem și noi mai bine și am închegat puțin echipa. Care a fost adversarul care ți s-a părut cel mai greu din acest tur, să zicem, sau din prima parte a sezonului regular? Da, meciul cu Cluj mi s-a părut, până acum, că mai avem trei meciuri de disputat. Până acum cu Cluj a fost meciul cel mai greu. A fost, să zicem, a fost adversarul greu? Au fost ei o echipă foarte bună sau era și faptul că voi erați la început? Da, faptul că am pierdut, au venit mult mai montați, mult mai, cum să zic așa, mai puternici,
un grup foarte bun și cred că asta, nu că au fost ei peste noi valoare, plus valoare, asta că au fost uniți, asta cred că a făcut diferența. Dar zi-mi, de exemplu, când v-ați dat seama că voi sunteți priviți altfel ca echipă. Pentru că și aici bănuiesc că ai observat. Dacă la început multă lume vă lua așa mai la matineu, după aia s-au schimbat percepțiile despre FC Buzău. Da, conștient că după ce am câștigat primul punct, am legat câteva victorii, am trecut și mai departe în Cupa României de o echipă de Liga 1. Cred că și adversarii ne-au luat mai în serios, văzând faptul că câștigăm, tot câștigăm și am plecat practic de pe ultimele locuri și acum suntem pe loc de play-off. Bănuiesc că se simte asta în teren. Încă de la, se simte asta și în abordarea meciului de către adversar. Da, și ei ne-au luat, că na, ne câștigând, neavând un joc, așa, adversarii ne-au luat așa puțin mai mare, crezând că, cum să zic, o să mergem tot așa în continuare. Da, ne-a revenit. Și dacă vorbim așa despre meciul, care crezi că a fost cel mai reușit meci? Poate să fie chiar și un egal sau o înfrângere pe care l-ați făcut voi în vara, toamna anului acestuia. Da, ce păi, meciul din cupă a fost un meci extraordinar, dar din campionat cred că a fost cel de la Timișoara, care e un meci de muncă. Un teren foarte greu, o echipă foarte bună. De la Timișoara cu Polia sau cu Ripensie? Cu Polia Timișoara. Punctul ăla scos. Cu punctul, da, da. Uite, de exemplu, mi-a plăcut foarte mult, acum nu știu dacă și domnului Pustă i-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult meciul cu Csereda. Da, și cel cu Csereda. Pentru că ăla chiar a fost un meci care ar fi trebuit televizat. Adică chiar se vedea că Liga 2 poate oferi ceva. Evident, au fost acolo niște greșeli pe apărare și la voi și la ei. Dar ăla a fost un meci în care s-a jucat până minutul 93, cred că a avut ei ocazie până minutul 93 sau 92, nu mai știu, pe final. Da, pe final. Adică nu se știa, era 3-2, era minutul 90 și cred că știi cum e, când se vorbește în apărare, era și lume care încă mai spera într-un solist. Da, da. Și noi am avut ocazie atunci pe final, puteam să încheiem jocul. Absolut, tocmai de-aia zic, a fost un meci în care chiar era ca un film de la thriller, nu știai cum se termină. Ăla, pentru un privitor de fotbal neutru, chiar mi s-a părut a fi cel mai spectaculos, dacă nu cel mai bun meci al Buzăului. Și au mai fost câteva meciuri, uite, mi-a plăcut foarte mult un meci de la Iași. Da, și cei de la Iași a fost. În care acolo s-a văzut clar controlul, s-a văzut cum o echipă, fie ea și de Liga 2, poate să controleze o partidă. Să slăbească tempul când trebuie, să accelereze când trebuie, să speculeze. Da, ne-a ajutat și pe noi, că cei de la Iași au rămas în 10, ne-a ajutat și pe noi puțin să primim inițiativa mai mult. Dar nu juca, eu am da, văzut meciul ăla, nu jucaseră cine știe ce, nici când era 11. Nu, atunci e când jucam 11 la 11, eram care pe care, cum s-ar zice. 50-50. 50-50. Așa ne-au crescut 9 șansele atunci. Bine, că nici ei, rămânând 10, nu s-au retras s-au retras. Tot au atacat și ei. Iar, apropo de asta, bănuiesc că și se cunoaște și mâna antrenorului. Da, 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 da. Dacă suntem în 2021, antrenorii vedete, lumea când se gândește la tehnicie, se gândește evident, sunt câteva repere, Guardiola, Klopp, dar sunt foarte mulți antrenori, nu numai din România, care sunt, care știu să-și pună amprenta pe jocul unei echipe. Tu ai prins ambele mandate, ai prins și mandatul lui Ilie Stan, care da. Bănuiesc că el a insistat să vii la Buzău, sau poți să-mi povestești. Și ai prins și mandatul domnului Pustai, domnul profesor. Care este diferența? Poți să spui că nu ne vede nimeni. Acum dăm și noi din casă. Da, eu venim de la Botoșani, nu venim ca o mare speranță de la echipa a doua. Făcând antrenamente, Ilie Stan, văzând că sunt serios la antrenamente și în meciuri am avut reușite, uh,
ce să zic, el mi-a dat șansa de a juca, de a mă debuta în Liga 2. Apropo, nu știu cum se fac vorbele la un transfer. Bine, știu că în cazul tău a fost inițial un împrumut. Da, și este încă. Nu știu cum se fac vorbele. El ți-a zis verde în față, o să vii, dar titularul o să fie, că pe timpul era Vali, era Vali Alexandru, să zicem. Nu, Vali a plecat atunci și am venit eu în locul lui. A, deci tu ai venit în locul lui. Da. Am înțeles. Deci tu ai venit, să zicem așa, ca target man, tu erai. Și cum a decurs? Te-a văzut? Ați avut mai multe runde de discuții sau cum s-a întâmplat? Nu prea am avut o relație așa cu el de discuție, să fim apropiați. Eu făceam treaba la antrenamente, el treaba lui. Nu am avut o relație așa de apropiată. A fost, să zicem așa, o relație strict profesională. Exact. Și cu domnul Pustai? Da, cu Pustai, domnul Cristi Pustai e total altceva. Chiar de când a venit mi-a dat încredere, cred că se și vede, mi-a dat încredere. Ce pot să zic? Chiar e mult mai apropiat de mine și îmi dă încredere asta. Sunt momente în care, adică își rezervă timpul, nu numai pentru tine, pentru colegi de discuții dintre astea individuale, unde să disecați, eu știu, diferite faze din joc și să-ți explice sau? Da, și la refacere sau cel mai multe ori la refacere sau și în timp, na. Mai tot timpul îmi explică să fac aia, să mă duc acolo, să fac aia, să nu... Deci îmi spune să încerc lucruri care poate la ele să nu le făceam, mi-era frică să nu greșesc, să mă certe, dar cu Cristi Pustai, ba din cont, el mă ceartă să fac lucrurile alea, să încerc, să fac, să... Cât contează, apropo, că asta sunt niște dedusuturi pe care nu le știe în general lumea. Cât contează încrederea, ok, antrenorul trebuie să-ți dea încredere, pentru că altfel nu te-ar, și aici mă refer la orice fotbalist, nu te-ar titulariza sau nu ți-ar oferi minute. Dar cât contează și încrederea pe care îi oferă un fotbalist unui antrenor. Pentru că se vede și la case mai mari. La un moment dat, echipele încetează să joace pentru că fotbaliștii nu mai au încredere în planul tactic al tehnicianului. Să spunem pe aia dreaptă, au fost mulți antrenori care au fost dați afară, pur și simplu, de jucători, de vestiar. Pentru că ei, jucătorii, la un moment dat, încetează să mai aibă încredere. Bă, ăsta ne zice numai vrăjeli. Jucăm cum știm noi. Și de aici totul se cede râpă. Da, asta depinde și de antrenor, cum ține vestiarul, cum domnul Cristi Pustai, e și un psiholog bun care ne explică, care ne... E un antrenor care ai ce învăța de la el. Există și doza aia de, nu știu, dat fiind faptul că de... A știu ce e la succes, o antrenat de echipe mari, există și doza aia de respect pe care îi oferiți, pe care îi oferă jucătorii. Normal, pe lângă ce a realizat, e și, cum am zis, un psiholog, un profesor de matematică care... Adică nu mi-închipui, de exemplu, că profesorul, așa cum îi se spune, oferă o mare doză de entuziasm. Pentru că dânsul e o persoană mai rezervată, e și ardelean. Nu e ca un antrenor, să zicem, de 30 de ani, care ar avea alte aturi. Bănuiesc că, nu știu, se stă cu capul în jos când vorbește profesorul vestiar. Poți să zici că mă înșel, dar eu așa am impresia. Da, așa este. E și mai mult, cum are și răbdare să explice. Exact. Față bănuiesc că Ilie Stan era un antrenor mai vulcanic, cel da, puțin. Da, era mai impulsiv, mult mai vulcanic, mult mai... E născut la Buzău, aici e regățean și se explică. Sunt temperamente diferite. Știi, bănuiai că anul ăsta o să faci așa, că s-a văzut un salt valoric. O să ai un an foarte, foarte bun? Adică anticipai oarecum că o să fie un an mai special, mai ales în vară, drumul ăsta al Buzăului n-a pornit de la cele mai bune premise. Știm cu toții. Jucători noi, foarte mulți jucători noi, mulți dintre colegii tăi au plecat, unii dintre ei cu nume. Putem să zic că unii dintre ei chiar erau nume în fotbalul românesc. Lumea privea așa, FC Buzău ca pe o echipă, știu, care va termina pe 11-12. Da, am pornit, cert, mai rămas, cred că 8 sau 9 jucători de anul trecut. Am pornit greu, a început să zic de mine, nu mă așteptam să am o sezon așa de bun.
na, cer, eu credeam că o să, na, o să avansez, să am un, de la an la an să cresc. Dar nu mă așteptam să joc așa de bine. Chiar pe final de sezon, pierderea mamei mele, cred că s-a văzut o scădere de formă. Ai avut, apropo de și de evenimente dintre astea, ai avut evenimentul pe care l-ai menționat mai devreme și pe care, evident, îl regretăm cu toții. Însă, iată, în turul ăsta de campionat, eu încă o dată spun tur, deși nu e cu tur retur, dar așa ne-am obișnuit. Ai avut și un eveniment fericit, ai fost și învoit pentru chestia asta. Da. Încă se juca cu spectatori. Apropo, nu venise interdicția și tu lipseai, au fost turale, că eu din postura de crainic am anunțat și ți-am murat casa de piatre. Lumea, să știi, s-a ridicat în picioare, atât cât spectatori erau, că nu erau foarte mulți, s-a ridicat în picioare și au început să aplaude. Da, a fost pe 2 octombrie. Mi-a zis colegii după, mi-a zis că s-au ridicat spectatori în picioare, țin să le mulțumesc prin această cale. A, și după 3 săptămâni, na, ce s-a întâmplat cu maică, de ce? Asta e și, asta este și una caldă, una rece, așa. E și apanajul vieții de fotbalist. Apropo de nuntă, este foarte greu să programezi o nuntă într-o lume normală, dar aminte și cu COVID-ul. Că bănuiesc că a fost aia, aia e dată, trebuie să mă învoiesc să mă duc să mă însor. Da, exact. Am fost cu o săptămână înainte, cum s-ar zice, eram cât pe ce să o anulez, să nu o mai fac cu interdicțiile, cu astea ce erau, nu, eram 100% dacă se face sau da. Și tot atunci mamei mele, ea mi-a spus să merg înainte și să o fac, să merg pe mâna ei, cum s-ar zice, așa. Da. Un sfat până la urmă care, iată, s-a dovedit a fi foarte bun. Dacă e să ne legăm de chestii personale, ai avut timp să-ți faci în ăștia un an, cât ai la Buză? Un an și un pic. Nu, în iarnă, acum a făcut 2 ani de zile. 2 ani de zile. S-au legat prietenii? Da, s-au legat prietenii. Sunt de 2 ani aici, cu cei care au rămas acum. Chiar am o relație și cei care au venit acum noi. Mă înțeleg foarte bine cu ei. Asta cred că se vede și în teren. Suntem o echipă, o familie aici, la Buzău. Și cum e, de exemplu? Pentru că iar e o lume destul, pe care nu văd mulți aspectul ăsta. Cum e când te desparți de un om cu care ai împărțit atâtea și bune și rele, cu care te-ai dezbrăcat în vestiar, cu care jucai remi pe la 2 noaptea și îl vezi că pleacă pe la o altă echipă? Da, ce fă, e un regret, dar până la urmă nu e musă să stai la aceeași echipă. Fiecare își vede drumul lui, de poate acolo e mai bine pentru el, pentru familia lui, pentru... Asta e, trebuie să ne obișnuim. Păstrezi în general legătura cu cei care... Sincer, nu păstrez legătura. Nu păstrez, nu. Nici nu prea, anul trecut venind, nu prea am avut așa relații, să zic. Nu prea... cum să zic așa... Dar de la Botoșani, să zicem, cu alți fotbaliști de la Botoșani, ai apucat să interacționezi, că tu ai evoluat la echipa a doua chiar. Gloria, când exista Gloria Buzău, știu că a fost în aceeași serie, Botoșani 2 cu SCM Gloria, da, Buzău. Tu ai jucat în meciul, eu am fost la fel, am fost la meciul de acasă, dar nu mai știu dacă ai jucat. A fost primul meci la Botoșani, atunci am și debutat în Liga a patreia cu Gloria Buzău. Și retura a fost undeva primăvară, era frumos afară, da, aprilie, mare. Am jucat și atunci, am jucat. Deci ai jucat la Buzău. Am jucat și la Buzău. Da, știu că am ales meciul ăla să vin, era un meci și la handbal foarte important, am ales să vin la Gloria, la stadion, dar nu mai țineam minte dacă ai evoluat sau nu. Da, am jucat și cred că era cel mai frumos și este din Liga a 3 atunci era, cel mai frumos stadion. Când am ajuns acasă, să spun așa, să dau din casă, i-am spus prietenii mele atunci că era prietenul meu, era... că ce frumos e stadionul, multă lume a fost, ce a frumos. Și a cântat și imnul Buzăului pe stadion. Și i-am arătat și imnul, i-am arătat să-l asculte. Și de acum cânta și ea imnul, că aici o să ajungi. Imnul compus de prietenul meu, Edi Antochi, e un cantautor buzoian. Da, și i-am arătat și ei, l-a ascultat
și cânta imnul Buzăului. De acum i-am spus să nu mai cânte, să nu mai cânte, nu, că îi place ei, că nu. I-am spus, ce, vrei să ajung la Buzău? Spus că nu se știe. Bănuiesc, nu știu cum erau stadioane, era o echipă mai sus de Botoșani, undeva mai în nord, în seria aia. Da, Suceava, Rădăuț. Și bănuiesc cum erau stadioanele, Buzău chiar părea da, deosebit. Da, cel mai frumos stadion atunci, din Liga a 3. În anul ăla chiar, apropo, Gloria pe atunci a bătut un record, dincolo de promovare, pentru că de lumea, știi cum e, microbiștii de la Buzău, dacă noi am observat, sunt destul de sclifosiți. Adică vor performanța așa imediat, dar a bătut un record în Liga 3 de spectator la stadion, de asistență, au fost 6.000 cu oțelul. Da. E ceva pentru echipă de Liga 3. Bănuiesc că a fost și unul dintre punctele care te-au convins că poți să fii aici. Da, și de spectatori chiar. A rămas un mic. Atunci, dacă nu mă știu, cred că Gloria a bătut cu 5-0 pe oțelul. Da, da. Un meci care în principiu părea foarte echilibrat. Așa. La 0-0. Lumea se aștepta să fie un meci echilibrat. Nici nu mai țin minte. Chiar Oțelul chiar a atacat în prima parte a meciului. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minuțele cu alte povestiri marca Adichică Roșă și, de ce nu, poate mai aflăm câte ceva din dedesubturile de la FC Buzău. Da, am revenit, vorbim despre fotbal, despre FC Buzău, despre Liga Secundă. Am trecut în revistă și câteva evenimente din Liga a treia. Adi, anul ăsta la Buzău au venit, aveți și câțiva veterani în echipă, ceea ce mi se pare, mulți subestimează. Acum e la modă echipa aia foarte tânără, știi, cu Puștani, cu bazată pe mult aport fizic, dar mult subestimează aportul ăsta al veteranilor, al jucătorilor care știu așa cu ce se mănâncă fotbalul, știu să mai temporizeze jocul și aveți cel puțin două repere. În cazul ăsta e Ciprian, care a revenit la Buzău, și Alex, Alex care juca, nu știu, acum 10-15 ani juca în cupele europene, nu mai știu când a fost aia cu Gaz Metan. Și care a trăit să le vadă aproape pe toate. Cât contează aportul? Da, contează. Atât cât și Ciprian Petre și Alex Munteanu chiar îmi dau sfaturi. Îmi dau sfaturi și contează foarte mult. Contează pentru, cum să zic, un junior, cum se eu, la început de carieră. Chiar contează foarte mult sfaturile lor. Ei, în principiu, ar putea să-și pună traista în băț, cum se spune, la final de antrenament ar putea să urce în mașină și să meargă la familiile lor și să nu intereseze. Să-și ia cașcavalul, cum zice românul, la final de lună sau să verifice cardul, că acum nu mai e cu caserie, să-și facă treaba și cam atât. Și toată lumea ar fi mulțumită. Uite că contează și foarte mult și implicarea asta, dincolo de antrenamente și de meciuri. Bănuiesc, nu știu, te întreb. Da, contează. Asta e, da. Fiind jucătorii profesioniști, au jucat în Europa League, câștigând, asta nu dacă, nu, n-a câștigat campionat. Da, nu cred că poți să-ți iei geanta în spate și să pleci. Da, se mai întâmplă, sunt sigur că sunt și personaje din astea care își fac treaba și merg acasă. Pentru că, o să citesc pe cineva din fotbal, fiecare om suntem diferiți. Sunt și caracterii din astea mai reci pe care îi interesează doar fotbalul, familia lor sau orice altceva, dar nu să-și ajute colegii. Nu știu, posibil să fie cazul, dar ce am întâlnit până acum și mai ales la ei doi, nu e cazul de așa ceva. Chiar nu este cazul. Și sunt chiar doi oameni care aici învățat de la ei. La un moment dat s-a aflat și o parte din povestea ta. Tu te renunțase și la visul ăsta de a deveni fotbalist profesionist. Sau ai pus, să zicem, pauză, ți-ai luat un an sabatic. Cum a fost? Da, după ce am terminat junioratul la Botoșani, după două luni de zile, stând acasă, stând degeaba practic. Aveai 18 ani. Da, aveam 18 ani. Nu aveam unde să mă duc, chiar nu aveam unde, nu m-a contactat nimeni, nu asta. Și nu avem unde să mă duc. Singura variantă care a fost atunci e
să plec în afară, la muncă. Da, aici te întrerup un pic. Bănuiesc că și la Botoșani există echipe, nu știu, de Liga 3, de Liga 4. Sau nu voiai tu să joci? La județ bănuiesc că nu voiai să joci. Nu, no, Liga 5, Liga 4 a fost exclus atunci. Și de Liga 3 nu există nimic? Liga 3 a fost atunci și... Da, în vară a promovat, țin minte, Sănătatea Darabanca a promovat. Și Daraban, care apropo a fost în serie cu SCM Gloria Buzău, da, și cu fețe. Da, da. El, la Daraban mă refeream când e o echipă foarte nord, la ei mă refeream. Și, deci practic chiar n-aveai unde să te duci, toate porțile erau, nu existau echipe la care să te duci. Da, nu existau. Și atunci a promovat Darabaniu. Na, ținând legătura câțiva de acolo, a zis că o să mă sune, și o să am niște discuții cu cei din conducere. Trecând o lună, trecând două, n-am primit niciun telefon și n-avea, na, să stau acasă pe banii părinților, să stau... Trebuia să plec, trebuia să fac ceva. Și am plecat în Olanda, am plecat la Flori, prin niște prieteni. Lucrai la lalele, în sere? Nu, erau niște crizanteme, santine, cum se spune. Aha, aha. Acolo, nu la lalele. Nu, că știu și eu, Olanda, țara la lalele, da, da, da. Dar nu. Deci, în cât timp ai lucrat acolo în Olanda? Un an și două luni. În aia un an și două luni, 14 luni, iată, te-ai gândit la fotbal? Da, eu am început să joc acolo, o echipă din Olanda, am început să joc. Nu era o echipă cu pretenții, nu știu, cum să zice, o echipă de Liga 5, de Liga 6 din România. Mai mult o pasiune a fost să joc, plăcerea de a juca. După revenind în țară în vacanță, printr-un prieten, mi-a zis să joc în Liga 4, să joc, cât stau acasă, 2-3 luni, să stau la el, să joc. Mi-a zis, na, fie să... La ce echipă? O echipă din Albești, Avântul Albești. Albești e județul, e în Botoșani? Da, din județul Botoșani. A fost un coleg de la juniori. Uh-huh. Acolo, în 6-7 meciuri, cam aveam 18 goluri. 17-18 goluri. Și atunci s-a fost înființat și FC Botoșani 2. Și antrenorul de acolo, care Stoica, l-am avut și la junior la Botoșani. Da, și m-a contactat într-o zi să mă întorc, să joc. Te-a sunat? Da, m-a sunat să mă întorc la, cum se zice, la un nivel mai înalt. La Botoșani 2? La Botoșani 2. Da, momentan nu am acceptat atunci, nu am acceptat. Având și câteva kilograme în plus, n-am, ne mai jucând de un an și ceva, că nu se compară Liga a 4 cu Liga 3 și așa mai departe. Da, într-un final am acceptat să mă duc, trebuia să slăbesc, 15 kg trebuia să slăbesc. Și în octombrie, era în octombrie când m-a sunat, și până în iunie să-mi facă un contract și să, na, ce iese, iese. Tu aveai targetul ăsta, să dai, da, jos 15 kg. Da, 15 kg și să mă promoveze la prima echipă. Uh-huh. Eu astea le-am slăbit în 3 luni de zile, cred că le-am slăbit. 15 kg, le-am slăbit în 3 luni de zile. Și, na, de acolo a început. Alergai singur în parc, arochi, sau aveai un program așa, făceai cu cineva? Preparatorul fizic care le avem la echipa a doua mi-a fost dat un program, avem un program aparte, după ce terminam antrenamentul, avem program aparte, de mers la sală, de mers... Deci a avut cineva, pentru că una e să faci singur, știi foarte bine la ce mă refer, și alta e să ai pe cineva care să te monitorizeze, să-ți mai zică, bă... De-aia m-am și întors, că mi-am zis că nu pot singur, nu se mai poate chiar. Ai zis că o să aibă grijă de mine, o să... Deci uite cât contează să ai un om, să ai un antrenor care să te știe, și asta e relevant și la cel mai înalt nivel, și să tragă de tine, cum zice românul, să te ajute un pic. Da, pentru exact. Că dacă nu insista omul ăla, domn, oricum i-a spune, la primul refuz putea să zică, bă, nu vrea, nu vrea, dă-l în plata domnului. Da, exact. Și te-ai fi întors, presupun, în Olanda. Da, da, da. Sunt sigur că pentru tine contează, cel puțin acum cât ești tânăr, contează mult mai mult faptul că
ai semnat un contract de profesionist și faci ceea ce îți place, știu, în Liga a doua nu se câștigă, nu te îmbogățești, dar faci ce îți place și din asta îți câștigi o pâine. Cum, uite, zi-mi cum se simt apropiații tăi în relație cu tine, având în vedere că ai avut o șansă pe care puteai să o ratezi. Trebuie să fim conștienți de asta și bănuiesc că și tu. Știi cum e, acum bănuiesc că nici nu ți-a fost ușor în Olanda, la muncă. Nu, în Olanda am plecat cu prietena mea, care acum e soția mea. Ajungem acolo, chiar dacă am plecat prin niște prieteni, ei erau la 15-20 de kilometri. În ce oraș ai stat? Lângă Amsterdam. De lângă Amsterdam. Și na, practic eram singuri acolo, singuri. Era, bănuiesc că erai robot. Muncă, acasă, muncă. Da, exact, exact. Și vreau să zic că după prima săptămână îmi era mie greu. Îi spuneam că gata, nu mai stăm, plecăm acasă, plecăm, că e foarte greu. Era ei bine săptămâna aia. Și spunea că nu, mai stăm o săptămână, hai să mai stăm. Următoarea săptămână îmi era mie bine și ei, ea greu. Tot așa o lună de zile până ne-am obișnuit. Și după n-a mai fost așa greu, că ne-am obișnuit. Odată făcând ceva, tot așa, nu ți se mai pare. Nu ți se mai pare greu. Zi-mi, echipa la care jucai, spuneai că era Liga a 5-a, a 6-a sau cam cine? Era o echipă de amatori? Da, echipă de amatori. Și care e nivelul? Zi-mi cum sunt terenurile acolo la... Da, terenurile sunt extraordinare. Baze sportive de 4-5 terenuri, sintetic, iarbă. O țară cu vreo 5, nu știu dacă are 5 milioane de locuitori Olanda. Da, dar e o țară foarte frumoasă. Și la nivel de infrastructură de fotbal, cum ziceai, este top, cum se zice. Cred că au mai mulți fotbaliști decât avem noi în România, la 5 milioane de locuitori. Se cunoaște asta? Adică, bănuiesc că te-a ajutat și chestia asta. Am făcut ceva în anul ăla, n-am stat degeaba. Tu spuneai că ai avut 15 kg în plus. Da, da. Bănuiesc că dacă n-ai fi jucat în Olanda, ai fi avut mult mai multe. Da, posibil și asta. Și ei, amatorii din Olanda, cum sunt? Sunt fotbaliști buni? Sunt... Nu sunt fotbaliști așa de extraordinar. Nu pot să compar Liga a 5-a. Sunt mai talentați decât Liga noi? Liga a 5-a. Nu sunt mai talentați. De aceea că compară de Liga a 5-a, jucători de Liga a 5-a. Dar ce au în plus față de noi? De ajung așa de buni? Nu. Acolo la Liga a 5-a e, cred că, ultima la ei. Ultima Liga a 5-a. Practic, ăștia în vârstă, trecuți de 40 sau... E un fel de campionat de All Boys. Exact, un mini fotbal sau un... Dar numai pe teren, 11 la 11. Ai apucat să mergi la vreun meci? Meci ca spectator? Nu, n-am apucat. Preferam să stau să mă odihnesc decât să, să plec să mă uit. Frumos. Au și stadioane frumoase, să știi, acolo. Ăla lui Ajax, acum se numește Johan Cruyff Arena, e un OZN. Nu știi pe unde intri, dar nu știi pe unde să ieși. Da, da, da. Sunt uși cu celulă de aia fotoelectrică și cântești la toaletă. Iese pisoarul din perete, ca să te spun, deci fără mișto. Te descalzi când intri pe stadionul ăla, crede-mă. Și la fel e și de cuipul al lui Feyenoord, care este foarte vechi, dar este tot la fel. OZN, nu-ți vine să crezi. Revenim la 2021, mai aveți 3 meciuri de disputat în sezonul ăsta regular. 2022, da, eu am rămas în urmă. Hai, dacă cel de acasă cu Astra pare, să zicem așa, de unul solist. Deși am văzut că Astra a făcut surprize. Da, nu e de unul solist. Am văzut meciul cu Clujul, acum, în decembrie. Și sunt băieții, am văzut și un meci jucat la București cu... cu ăștia din Ilfov, cum zice, cu care vei juca, cu Chiajna. A fost 2-0, dar putea să fie lejer 2-5. Deci sunt niște tinerei care joacă foarte frumos. Da, acum că au bătut și XR, dar au bătut cu Clujul. Am văzut meciul la... 1-1 cu Steaua. E o echipă bună, chiar dacă e de tineri. Mulți tineri în echipă, dar e o echipă bună. Poți să-l asemăn pe ăsta, meciul ăsta cu meciul cu Viitorul Pandurii, care la fel era de... Toată lumea zicea că Buzăul o să bată.
Da, din păcate meciul ăla nu l-am jucat, că am avut nuntă, cum ai spus. Știu, a fost un meci în care Buzăul n-a dat niciodată impresia că ar putea câștiga, nu știu din ce motiv. Da, și elimina Daniel Vârtej atunci, prima repriză. Două galbene, unul după altul, pac, pac. Da. După aia vine Petrolul, dacă nu mă înșel. Da, Petrolul și Chiajna acasă. Cum ți se pare asta? Cum ți se pare țintarul ăsta? Când mă uitam și pe programul celor de la Csíkszereda, acum că i-au primit pe cei de la Steaua în play-off, mă uitam și pe programul lor. Și sunt atât de multe calcule, de te doare capul. Și Csíkszereda, și Slobozia. Nu știu de ce, dar pe Slobozia nu-i văd. Nu știu de ce, am eu un feeling că nu-i văd în play-off. Aveam noi un antrenor la când era Gloria pe timpuri, care a zis din greșeală, dar poate așa gândea, obiectivul nostru este evitarea promovării. Așa gândește și despre Slobozia. Nu râde că știi despre ce vorbesc. Cum ți se pare astea trei meciuri? Cum trebuie să le abordate? Da, trebuie abordate, până la urmă trebuie să luăm 7 puncte sau să ne asigurăm un loc de play-off. Trebuie să luăm maximul din ele. Mai ales în alea două de acasă. Da. Chiar și cel de la Ploiești, nu e. Trebuie să luăm maximul din ele și să... Este Ploiești cea mai bună echipă din Liga a doua la ora asta? Da. Practic este cea mai bună. De-aia ești pe primul loc. Au jucat foarte mult. Doi foști colegi de-ai voștri joacă acolo. Da, da. Tocaliuc și Sergi Părvulescu. Da. Părvulescu chiar, l-am văzut, e bătut în cuie pe postul ăla. E o pierdere pentru FC Buzău, Părvulescu. Da, și Părvulescu, și Tocaliuc, Cosmin Tocaliuc. A fost niște pierderi foarte, foarte mari în primăvară. Cum ți se pare chestia asta cu Steaua în CSA Steaua în play-off? În contextul în care ei încă nu au dreptul să promoveze. Nu știu, n-aș vrea să vorbesc despre, dar nu mi se pare normal. Fiind n-având drept de promovare, poate să încurce pe oricine sau poate să facă meciuri, cum s-ar zice. Să... Ai să spunem pe aia dreaptă. Poate să bage material, cum se zice în fotbal, cu FC Buzău și să nu transpire tricoul pe ei în următorul meci din play-off. Da, exact. Adică ei poate să fie un arbitru incorrect al desfășurării evenimentului. Că putem, noi oricum în Balcani, și am mai zis aici, avem mania asta a scenaritei. Că în primul rând, dincolo de jocul lor, mai bun sau mai rău. Că și în sezonul regular au avut niște meciuri bune, au avut niște meciuri catastrofale. Dincolo de jocul mai bun sau mai rău, noi ne gândim, avem sintagma aia în cap. X pauză, 2 final, știi? Sau... Da, da. Putem să ne gândim și la eventualele blaturi care ar rezida din asta, deși nu cred că o echipă din Ministerul Apărării s-ar deda la asta. Dar românul se gândește și asta face rău și imaginilor și fotbalului în general. Da, de aia nu mi se pare corect să intre în play-off, să fie acolo cu cele care să... Crezi că ar fi fost mai bine Csíkszereda să ia locul lor, care sunt acum imediat în spate, eu știu Slobozia și de ce nu chiar... Să intre în calcule și Deju. Da, până la urmă, orice e posibil. Poate să nu intre Steaua sau poate să nu intre oricare. Mai sunt 3 etape, atunci o să se decide. Cum a fost meciul ăla de la... nu știu, la Avric s-a jucat? Parcă la Avric s-a jucat. Cu Schellenberg. Da, cu Schellenberg. Cum a fost meciul ăla? Ce s-a întâmplat acolo? Da, prima repriză a marcat, cred că prin minutul 15. Da. După pur și simplu ne-a retras puțin. Și de aia dând dovadă a avut și un penalti pe final de repriză. Care l-au ratat. Da. Și pe a doua repriză, nu știu, cred că a contat și arbitrajul. Foarte mult a contat arbitrajul atunci. A fost o lovitură liberă frumoasă de la ei. Da, da, da. Și penaltiul culme a fost ratat de un băiat care a fost și pe la Dinamo, dacă mi-am adus aminte bine. Vârful lor în scapă numele, știu sigur că a trecut pe la Dinamo. A fost o mare dezamăgire, că cu alea 3 puncte erați mult mai bine
înfipți acolo în calculele play-off-ului. Da. Evident, orice punct pierdut doare. Ați avut și meciuri în care crezi că ați obținut puncte sau punct, dar ați fost echipa mai slabă, fără să le fi meritat neapărat? Da, nu cred că a fost cazul de să facem meciuri slabe și să nu puncte. Nu cred că am avut noi norocul ăsta, să zicem așa, anul ăsta. Noi ce puncte am luat, cred că a fost pe merit și... Și unde ați greșit, imediat s-a văzut. Exact. Ne-a taxat imediat unde... Nu poți să joci slab și să iei puncte. Nu poți. Chiar și cel cum ai spus tu la Csíkszereda, unde am câștigat. A fost prin muncă și... Da, la Csíkszereda chiar a fost, ți-am zis, ăla a fost meciul, ai zis tu mai devreme, 50-50. Nu se știa cine bate până în ultimul moment. Exact, exact. Asta e. Trecem și am trecut peste meciul ăla și mai avem trei meciuri importante. Vrei să spun ce mi-a plăcut mie cel mai mult la voi anul ăsta? Sau de fapt am trecut, că suntem vorba ta în 2022. Mi-a plăcut că ați fost echipa care a putut de multe ori să revină dincolo de eșecul pe care l-am menționat mai devreme de la Avric. Ați avut destule meciuri în care ați fost conduși și ați revenit și ați, inclusiv în Cupa României, meciul de care aminteai, și ați revenit și ați luat punct sau puncte. Noi români avem la fotbal de multe ori mentalitatea asta. 1-0 pentru aia, gata, nu se mai poate. Ați fost echipa care n-a pus niciodată Batista pe țambal. Da, cred că asta e și de mental. Și de mental. Noi ne-am motivat, suntem o echipă și ne motivăm și înainte de meci. Sau, na, mai tot timpul ne motivăm. Și cred că asta contează. Suntem o echipă și tragem toți la aceeași căruță. Da. Mai am câteva întrebări și de ordin personal. Când erai tu mic, bănuiesc că pe lângă faptul că ești fotbalist, ești și microbist, că de-aia. Te uitai la fotbal, cu cine ții? Da, cu Steaua sau FCSB-ul. Cu FCSB-ul. Și din afară? Cu Liverpool. Cu Liverpool, e. Deci ești bine, nu suferi acum, ești... Să spui că ai mari. Și îți plăcea Liverpool de când erai mic? Liverpool a fost, este să zicem, cea mai galonată Liverpool echipă. Liverpool acum, dar Barcelona îmi plăcea de când eram mic. Barcelona cine era? Lu Guardiola? Da. Xavi, Iniesta, David Villa. Da, am întâlnit Lu Guardiola atunci cu Tiki-Taka. Deci ești setat pe roșu-albastru, să zicem. Da, da. În afară de Liverpool, care s-a luat roșii. E tot așa. Și ca fotbalist așa preferați? La pe Robert Lewandowski. Mă motivează și mă uit la el. Tot timpul mă uit la el. Da, ăsta e cam ce... Și când erai mic? Asemăna și la Liure, la Talia, așa. Da. Și pe Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. Da. Pe Ronaldo la dințosul l-ai apucat? L-ai prins? Jucând? Nu. Ăla mi se pare cel mai bun striker, dacă e să zicem așa, din toate timpurile. Și nici nu se mai nască ca el. Un băiat la 89 de kg fugea sub 11 secunde 100. Poate îl cauți pe YouTube să... O să mă uit. Ronaldo dințosu. Il fenomeno, așa. Poate sunt eu mai nostalgic că-s bătrân, dar ăla mi-a plăcut. Ăla mi se pare chiar cel mai bun vârf care exista vreodată, care am încălțat vreodată ghetele de fotbal. Adi, baftă multă. Mulțumesc. Și mulțumesc încă o dată că ți-ai rupt din timp ce ai venit la noi în studio, într-o zi de joi, că trebuie să spunem emisiune înregistrată, după antrenament, când 99% din fotbaliști n-ar fi avut chef să onoreze o invitație la o emisiune TV. Baftă multă și să ne vedem sănătoși la meciuri și cu spectatorii în tribune. Mulțumesc și Doamne ajută. Zi-mi urare pentru microbiștii Buzoieni. Ce să zic, vă așteptăm cu drag la stadion, să ne susțineți și promite că nu o să vă dezamăzim. Da, aici punem punct ediției de astăzi a orei de sport, să fie bine și mai ales să nu fie rău, cum ar zice un mare, mare fotbalist și antrenor. Cu sportul vă dau întâlnire săptămâna viitoare, până atunci aveți grijă de voi, numai bine!